Bine v-am găsit la întâlnirea noastră săptămânală cu șahul, sportul minții. Sunt Bogdan Muzgot și astăzi vă invit la o călătorie pe tabla cu 64 de pătrate. Nu uitați, puteți urmări emisiunea noastră în fiecare săptămână, sâmbătă de la 12:30 sau duminica în reluare de la 13:30. Astăzi vă propunem spre rezolvare următoarea problemă de șah cu 20 de piese. Alb, rege H2, damă C7, turn G6, nebun F4, nebun G8, cal C1 și pioni în B2, B4, D3 și F3. Negru, rege D4, turn B3, turn H8, nebun A7, nebun C2, cal C8, cal F7 și pionin D2, D5 și H3. Enunțul problemei este: albul mută și dă mat în două mutări. Vă invităm să ne trimiteți prima mutare din soluție pe adresa de e-mail shaharondrealitatea.net. Între timp cât vă notați datele problemei, îi felicităm pe telespectatorii care se regăsesc astăzi în topul dezlegătorilor. Ei sunt cei care au trimis răspunsuri corecte la toate problemele propuse de la ultima afișare a topului. Weekendul trecut a avut loc ediția a doua a competiției Festivalul Șahului Bucureștean, în cadrul căreia 300 de jucători de toate vârstele au spus prezent șahului. Tot la sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat și a patra ediție a turneului de șah, Cupa Comarnic, la care s-au jucat 6 runde pe parcursul a 2 zile. Festivalul Șahului Bucureștean a fost găzduit de Liceul Internațional de Informatică din Colentina, la eveniment participând aproape 300 de jucători de toate vârstele. Au participat jucători profesioniști adulți la turneul A, jucătorii sub 14 ani la turneul B, șahiști sub 10 ani la turneul C și copii sub 8 ani la turneul D. De asemenea, jucătorii începători s-au duelat în turneele de șah rapid E și F, aferente copiilor sub 12 ani, respectiv sub 8 ani. Festivalul Șahului Bucureștean a fost câștigat de Adrian Iordache din Ploiești, urmat de Cristian Georgescu din București și Paul Avramescu din Constanța. Turneele de șah clasic pentru copii au fost câștigate de Rareș Vitan din Galați, la grupa sub 14 ani, Teodor Angel din București, la grupa sub 10 ani și Ianis Basturea din Buzău, la grupa sub 8 ani. În turneele de șah rapid destinate începătorilor s-au impus Cristian Popescu, la grupa sub 12 ani și Matei Tobias, la grupa sub 8 ani, ambii din București. Turneul a fost organizat de Academia de Șah Clubul Sportiv Oxigen București în parteneriat cu Federația Română de Șah și Clubul Sportiv Elisabeta Polihroniade. Între timp, în Comarnic, la Liceul Simion Stolnicu, s-a desfășurat a patra ediție a turneului de șah Cupa Comarnic, cu 6 runde de șah clasic disputate pe parcursul a 2 zile. Chiar dacă vremea la munte a fost capricioasă, la turneul Open s-au prezentat peste 30 de participanți din țară de toate vârstele. În același timp a avut loc și un turneu de șah rapid pentru copiii de până în 12 ani. Locul întâi a fost ocupat de Octavian Iliescu de la Clubul Sportiv Universitar Ploiești, iar la feminin locul întâi a fost adjudecat de o sportivă de la același club, Cătălina Popa. Turneul a fost organizat de maestrul internațional Andrei Cioară, cu sprijinul primăriei Comarnic, la inițiativa organizatorului Marius Cristi Popa. Urmează Delia Duca Iliescu. Ea este cea care ne prezintă, ca de obicei, noi probleme de pe tabla cu 64 de pătrate. Bine.
Bine v-am regăsit! Vreau să-i felicit pe telespectatorii aflați astăzi în topul deslegătorilor și să vedem soluția problemei propuse în ediția trecută, în care vom avea o altă modalitate de a pregăti o mutare pe care dorim să o efectuăm. De exemplu, în această problemă de mat în două mutări, încercăm să ajungem cu dama mai aproape de regele negru, dar câmpul E5, de exemplu, este controlat de pionul negrului din D6, câmpul F5 atât de turn cât și de cal, de aceea ar fi o idee să ajungem chiar pe câmpul D5, care este în acest moment blocat de turnul nostru. Prin plecarea turnului, vom vedea, aceasta este cheia problemei, nu doar că eliberăm câmpul D5, dar, evident, jucând turn D3, felicitări celor care au găsit mutarea, am eliberat câmpul și apărăm în continuare dama, dacă vom reuși să ajungem cu ea acolo. Deci, după turn D3, amenințăm să jucăm dama de 5 mat. Ideea este aceea că, prin plecarea unei piese proprii de lângă regele de culoare opusă, nu doar că eliberăm acel câmp, ci evident și susținem în continuare câmpul de unde am plecat. Turn de 3 și amenințăm damă de 5 mat. Evident, negrul poate să captureze acel turn, nu este apărat de nimeni, dar se vede ușor că s-ar depărta de câmpul F5 și astfel nu mai avem nevoie de damă să controleze acel câmp, astfel încât după regea la D3 este ușor de observat că avem damă E2 cu mat. Celelalte câmpuri sunt controlate, câmpul C2 de regele nostru, C3 de calul din B1, iar câmpul C4, evident, de damă. Câmpul D4 este controlat de nebunul nostru din F2. Așadar, negrul nu poate să captureze turnul, iar dacă încearcă să se apere de amenințarea noastră după turn de 3, amenințăm să jucăm damă de 5. Dacă încearcă să se apere, de exemplu, cu turn F5, astfel încât să ne blocheze accesul damei spre acel câmp, în acest caz a avut loc aproape același efect ca atunci când ar fi capturat turnul. Nu s-a depărtat de câmpul F5, dar și-a autoblocat câmpul F5 și avem de asemenea damă E2 cu mat. Dama a apărat și turnul alb. La apărarea cal F5, cu aceeași idee de a ne bloca accesul către câmpul D5, nu mai avem damă E2 mat. Negru ar putea să mai amâne puțin matul cu cal E3 și ar fi mat la următoarele, deci nu în două mutări, cum este anunțul problemei, dar ne uităm ce slăbiciune și-a creat după mutarea cal F5. În acest caz a interferat linia de acțiune a turnului din F8, astfel încât câmpul F3 este acum liber pentru noi. El nu mai este apărat, controlat de turn și putem să jucăm damă F3 și este mat. Așadar, încercările negrului de a bloca accesul damei pe câmpul D5 nu au fost cu succes și o altă modalitate pentru negru de a se apăra împotriva mutării damă D5 ar fi să încerce să apere acel câmp, de exemplu cu turnul în D4. În acest moment, evident, nu mai putem să jucăm damă D5 pentru că nu ar mai fi mat. Turnul poate să captureze dama, chiar și regele, pentru că acest turn a blocat și accesul turnului nostru. Dar ne uităm ce s-a întâmplat și a autoblocat câmpul D4. Deci putem să interferăm și noi diagonala nebunului, fără să rămână acel câmp liber pentru regele negru. Jucăm turn E3 și este mat, tocmai pentru că regele nu mai poate să joace în D4, unde și-a autoblocat câmpul. Și ultima posibilitate de apărare ar fi să joace C4, înaintează cu pionul, astfel încât să apere indirect cu dama câmpul D5. În cazul acesta am avut o apărare directă, iar cu înaintarea pionului în C4 avem o apărare indirectă. Dar și acum s-a creat o slăbiciune, printr-o singură mutare, negrul pierde ambele apărări ale câmpului D4, pionul nu mai controlează acel câmp după ce înaintează și în același timp
interferează și linia de acțiune a turnului și putem să jucăm turn de 4 și este mat. Așadar, am văzut din punct de vedere al albului faptul că a plecat cu o piesă pentru a face loc unei alte piese proprii și a o susține în mutarea pe care o intenționa, damă de 5, iar din punct de vedere al negrului, în cazul apărării, am văzut că se poate apăra de o amenințare de-a noastră, fie capturând una dintre piesele care susțineau amenințarea, în caz în care am văzut că aveam damă e 2 cu mat, fie să încerce să blocheze accesul damei cu turn F5, respectiv cal F5. În ambele cazuri am avut tot mat cu dama, în E2 și respectiv F3, sau să încerce să apere câmpul pe care vrem să dăm mat. Acestea ar fi modalitățile pe care le regăsim și în partidele jucate, partidele clasice. Continuăm cu o altă problemă în care de asemenea vom elibera un câmp pentru a crea o amenințare. Continuăm cu o altă problemă de mat în două mutări, destul de asemănătoare cu cea prezentată anterior, în care de asemenea am dorit să ne apropiem cu dama de regele negru pentru a da matul, dar evident nu putem să dăm mat cu dama în D6, de exemplu, pentru că ar putea să fugă cu regele. Damă D8, de asemenea, ar putea să joace rege E4. De aceea ne-ar tenta să ajungem cu dama chiar pe câmpul unde avem nebunul, astfel încât să controlăm și câmpul E4. Din nebun am putea să plecăm chiar capturând dama, o mutare tentantă, dar după nebun B2, chiar dacă am capturat această damă, nu urmează mat în două mutări, deci nu îndeplinim enunțul problemei, pentru că negrul poate să bareze accesul, chiar dacă amenințăm în acest moment damă E5 mat. Negrul se poate apăra ușor, închizând accesul nebunului, fie cu turn C3, fie mutarea mai naturală, cal C3. Așadar, ideea de a captura dama nu este mutarea prin care reușim să dăm mat în două mutări, ci nebun D4. Este o mutare mai subtilă, care amenință același mat și chiar dacă s-a așezat într-un câmp în care pot să ajungă aproape toate piesele negrului, rege, pion, ambele turnuri, cai și dama, este o temă din compoziția șahistă această apărare a negrului pe același câmp. Vom vedea apărările pe același câmp D4. Dar mutarea în sine este mai puternică decât nebunia la B2 pentru că nu permite niciunei piese negre să intervină fără să-și autoblocheze câmpul D4, ceea ce va duce la slăbiciuni. Așadar, după nebun D4 amenințăm damă E5 mat, iar pentru a se apăra de acel mat, cum spuneam, poate să captureze nebunul cu majoritatea pieselor de pe tablă. Dacă încearcă să captureze cu regele, în acest caz avem turn de 8 cu mat. Vedem că toate câmpurile din jurul regelui sunt controlate de piesele albe. Dacă încearcă să captureze nebunul cu dama, a plecat de pe câmpul B2, nu mai apără pionul din B7, care poate fi capturat cu nebunul și este mat. Dacă încearcă să captureze nebunul cu unul dintre cei doi cai, de exemplu cu calul din C2, în acest caz nu mai apără în E3 și putem să jucăm cal E3 cu mat. Iar dacă încearcă să captureze cu celălalt cal, probabil ați observat deja, nu va mai apăra turnul pe care putem să-l capturăm tot cu calul din G2 și este mat. În afară de a captura cu caii, poate să încerce să ne captureze nebunul cu
pionul, de exemplu, dar în acest caz observăm ce se întâmplă. Se degajează coloana C, unde avem acum acces cu turnul, astfel încât putem să jucăm nebun C4. Nebunul este aparat de turn și este mat. Iar dacă încearcă să captureze cu unul dintre cele două turnuri, vom vedea că din nou se creează slăbiciuni. De exemplu, la turn din C, iar la D4, a pierdut controlul câmpului C5, unde capturăm cu turnul pionul, care nu mai este apărat de turnul negrului și este mat. Iar la capturarea cu celălalt turn, turn din F, ia în D4, avem mutare simetrică, vedem cât de frumos este construită problema. Din celălalt turn, capturăm în F5 și este mat. Ultima posibilitate de apărare a negrului ar fi, în afară de capturarea piesei, să încerce să apere pur și simplu câmpul E5, astfel încât să nu mai putem să jucăm damă E5 mat. Singura piesă cu care poate să facă acest lucru este turnul. După turn E4, în acest caz, turnia la F5 nu ar mai fi mat. La următoarea ar putea să mai amâne matul. Dar ne uităm ce s-a întâmplat și a autoblocat câmpul E4. Deci nu mai avem nevoie de dama care stătea acolo de la bun început, de când am jucat din nebun, să controleze câmpul E4. Și putem să jucăm simplu, damă de 7 și este mat. Aceasta a fost a doua problemă de astăzi, în care am văzut modalitatea de a pleca dintr-o piesă de lângă regele de culoare opusă pentru a crea o amenințare exact pe acel câmp. Vă aștept și data viitoare cu alte probleme la fel de interesante. În Cluj a avut loc săptămâna trecută un puternic turneu internațional de șah intitulat Ramada Rapid Chess Tournament, la care au participat 183 de jucători din 11 țări, incluzând 10 maestri internaționali și 16 mari maestri internaționali. Chess Tournament a debutat vineri cu un simultan al marelui maestru internațional Vlad Gianu, urmat sâmbătă de turneul internațional de șah rapid dedicat seniorilor, unde au participat 183 de jucători din 11 țări, iar ziua de duminică a fost dedicată copiilor pasionați de șah, care a strâns la start 270 de șahiști. S-au jucat 9 runde în sistem elvețian, cu timp de joc de 12 minute plus 5 secunde bonus pentru fiecare mutare. Turneul a fost câștigat de marele maestru internațional Kiril Georgiev, o legendă a șahului bulgar care în anii 80 și 90 se lupta cu Kasparov și Karpov. Georgiev a stabilit în 2009 un record mondial jucând 14 ore un simultan de șah la 360 de mese. El a fost urmat în clasament de Berkes Ferenc, multiplu campion național al Ungariei, Artem Omelia din Ucraina, Siniša Drazić din Serbia și Vadim Malahatko din Belgia. Pe locul 6 în clasamentul general s-a clasat românul Costică Ciprian Nanu, iar pe locul 9 în clasamentul general s-a clasat junior român Mihnea Costachi, o speranță a șahului românesc. Festivalul de șah Ramada Rapid Chess Tournament a fost organizat de Clubul Sportiv Pegas din Cluj. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă așteptăm și data viitoare pentru alte povești interesante din șah. Așteptăm desigur și comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook. Nu uitați întâlnirea noastră cu șahul în fiecare weekend. Noi vă așteptăm! Thank you.